Pe o artistă, o artistă polivalentă și multitalent poetic și muzical. Cara Molnar ne va încânta astă seară cu recitări și cântece, după cum va considera ea, pe care o lasă în continuare să... Așa este, și uitarea este scrisă în legile de rest. Și ca un val nebun alerg spre voi.
drum scrie pace. Spre viața de apoi am să dăm drum și în loc de chipuri negre și cosace, pe fiecare un zâmbet am să pun. Următoarea poezie pe care am ales-o se numește Terra Nostra. Nu este o poezie scrisă pentru România, este o poezie scrisă pentru întreaga planetă pe care noi locuim și pe care se află și România. Pentru că, într-un final, România are, înseamnă doar niște granițe, nu? În care noi locuim, ne dezvoltăm, creștem și poate primim și o anumită identitate care spune, ne spune noi suntem români, da? Dar, în primul rând, eu cred că suntem locuitori ale acestei întregi planete. Și apoi, poate, la un stat mărunt. Și mai cred că această planetă pe care noi locuim merită tot respectul nostru. Pentru că ne găzduiește și ne oferă tot ce avem nevoie ca să putem supraviețui. Terra Nostra. Eonii și cerne prin veșnica sită, pe trup îi cresc coduri de verde glinte, în inimă-i clocot de lavă topită, iar apei aleargă prin venele sfinte. Sudoare curată în norii pufoși, oceane cu lacrimi de fericire, lacuri albastre sunt ochii frumoși, piscuri se întrec spre nemărginire. În ape și în aer ființei trăiesc, uscatul brăzdat de mii de copite, prin viață și moarte etern se înnoiesc, din singurătate și dor păstrite. În sânul ei verde a strâns bogății, nimic pentru sieși nu și-a ținut. Măi lacome smulg fără datorii, ferească de Domnul de o cere tribut.
A fost extraordinar și încă o dată, hai să mai aplaudăm pe artiști. Dragilor, mă bucur că am trecut prin tot programul. Acum realizez că a fost cam scurt. Dar asta este. Îmi pare bine că ați fost un număr potrivit. Dacă era ceva mai mult, cum mai încăpeam în sală. Era prea mult. A fost totul optimal, perfect și așa mai departe. Și pentru ghidere, Brândușa, mai vrei să spui câteva vorbe, ceva? Vreau să-ți mulțumesc! De ce să-mi mulțumesc?